După confruntarea din Cupa României adjudecată de Mioveni chiar în trivale cu 6-0, cele două echipe ale județului se întâlnesc și în campionatul Ligii Secunde la fotbal. Partida se joacă tot pe stadionul Nicolae Dobrin, sâmbătă seară de la ora 19. Este un meci pe care noi îl tratăm cu toată seriozitatea, cum am făcut și până acum în ceea ce privește meciurile anterioare. Este un meci dificil cu o echipă care este în foame de puncte, o echipă care nu se află prea bine în clasament, dar și noi ne dorim la fel de mult ca acest meci să se termine cu o victorie. Adrian Neaga și Cosmin Năstăsie își doresc toate cele trei puncte în disputa cu echipa la care a evoluat mult timp. Este un meci al orgolilor, ținem cont că sunt două echipe din același județ. Cred că și ei vor fi la fel ca și noi, foarte concentrați pentru acest joc, ținând cont că i-am bătut în cupă și vor să arate că nu aceea este fața lor, a jucătorilor. Și așa cum a zis și Flavius, vin după un meci bun, au și ei moralul ridicat, dar noi vrem să prelungim cât mai mult acest parcurs bun al nostru. Și vom merge la sâmbătă în trivale să câștigăm cele trei puncte. Dincolo de ambițiile care sunt între cele două echipe, important este ca la ora jocului să fim concentrați și conectați la ceea ce avem de făcut, să ne impunem jocul și cu siguranță vom scoate un rezultat bun. CS Mioveni ocupă locul 6 în clasament cu 13 puncte, iar FC Argeș se află pe poziția a 11-a cu 7 puncte.